Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Detalii neștiute despre starea lui Florin Salam, după ce și-a anulat evenimentele și s-a internat într-o clinică. Fiica lui rupe tăcerea. Problemele se țin lanț de Florin Salam. Celebrul manelist i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a anunțat că are nevoie de o pauză de la muzică din cauza unor probleme de sănătate. El a plecat din România la o clinică privată din străinătate, unde urmează un tratament pentru a se pune pe picioare. Și-a anulat toate evenimentele din perioada următoare și a stârnit un val de reacții în mediul online. Florin Salam și-a anunțat fanii că are nevoie de o pauză de la evenimente, din cauza unor probleme de sănătate, care îi dau bătăi de cap. Cunoscutul cântăreț de manele a plecat în străinătate, la o clinică privată unde primește tot ajutorul de care are nevoie. Fără să dea mai multe detalii, manelistul a ținut să le mulțumească tuturor pentru înțelegere, asta după ce a anunțat că nu va lua parte la nunțile și petrecerile unde trebuia să cânte în perioada ce urmează. Salut toată familia! Am intrat să vă spun ceva foarte important pentru că sunt plecat din țara mea. Nu pot să vă spun, sunt plecat pentru sănătate, ca să înțelegeți mai bine. Am intrat să informez oamenii la care aveam de cântat în curând, că voi pune un număr de telefon în curând. Ca să țineți legătura cu persoanele care se ocupă de agenda mea, să vă returneze sumele de bani. Să stați liniștiți pentru că totul se va rezolva. Vreau să informez pe toată lumea că am nevoie de o perioadă de pauză. De aceea am intrat și vă mulțumesc pentru că mă înțelegeți. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă pup și vă iubesc, a ținut să spună Florin Salam. Salut prietenii mei, salut toată familia și bineînțeles am intrat să vă spun ceva foarte important, pentru că sunt plecat din țara mea, nu pot să vă zic țara unde sunt, pentru că nu am cum să vă spun țara unde sunt, sunt plecat pentru sănătate, ca să mă înțelegeți cel mai bine. Deci am intrat mai mult să informez oameni care aveam de cântat la ei curând, că voi pune un număr de telefon, cât de curând, unde să țineți legătura cu persoanele care se ocupă de agenda mea, unde să vă returneze sumele de bani și să stați liniștiți, pentru că totul se va rezolva. Dar vreau să informez toată lumea că am nevoie neapărat de o perioadă de pauză. Este mai important ca oricând. De aceea am intrat și vă mulțumesc din suflet că mă înțelegeți și să vă dea Dumnezeu sănătate și vă pup și vă iubesc. De curând, gurile rele aruncau zvonuri pe internet despre o posibilă retragere a regelui din lumea manelelor. Ei bine, Salam a ținut să le închidă gura, spunându-le că o să cânte în continuare. Nu. O să cânt în continuare. Vreau mai puțin bani și mai multă viață de acum încolo. Am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea, asta e 25 de ani de oboseală. Că arăt eu tot bine, asta e altceva. Îmi cer mii de scuze, spunea manelistul într-un live pe Facebook. Mesajul lui Florin Salam a stârnit numeroase reacții. Postarea cântărețului a stârnit numeroase păreri, în rândul fanilor, în mediul online. În timp ce sute de oameni i-au trimis mesaje prin care i-au urat toate cele bune, au existat și internauți care i-au oferit diverse sfaturi. Are nevoie de ajutor, se vede clar asta, sper că oamenii care îl înconjoară să ia în serios acest context și să-l ajute să meargă pe drumul care este corect, a comentat cineva. Lasă chermezele, ești la nivel de spectacole și concerte, nu de cântat la masa oricui, a fost sfatul unui internaut. Așa da, bravo dacă returnezi banii oamenilor, să vedem promisiunea, a scris altcineva.